Un alt tezaur descoperit în Dobrogea, la Histria, sub cripta unei biserici, cu cruci, dar și cu podoabe laice. Și, între ultimele piese, o superbă fibulă din secolul al VII-lea, din tezaurul de la Coșoveni, din Moldova, care anunță prin decor și prin manieră de realizare lumea medievală. Dar, sigur, al doilea centru de atenție al acestei expoziții sunt piesele din tezaurul de la Pietroasele. Prezentăm o parte din ele, două perechi de fibule regale, un vas poligonal de cubănare în formă de leopard și o cană. Cel mai mare tezaur pe care teritoriul României l-a dat până astăzi, descoperit în 1837 de doi țărani, și prin stradania principiilor țării românești și a multor oameni, recuperat cât s-a putut și a supraviețuit invaziei otomane și rusești de la 1848-49, invaziei austriece în țara românească în 1854, primului război mondial, a fost trimis în Rusia, de unde s-a întors în 1856, deci este un mare supraviețuitor. A mai supraviețuit și unui furt în 1875, când un student la teologie a rămas noaptea în universitate și a furat piesele, dar ele au avut viață și au fost recuperate. Aceasta este, pe scurt, o călătorie de aproape 6500 de ani de istorie cu piese de prima mărime din patrimoniul nostru și din patrimoniul lumii. Pentru prima oară aceste piese circulă în țară. Am fost numai la București, am fost la Iași de exil și după aia reîntoarse, am stat numai la București, am mers până la două în străinătate. Pentru prima oară publicul în țară, cu această expoziție, are încredere să vadă la el acasă și părți din tezaurul de la Pietroasele. Gracias.